Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, administrația locală a Comunei Buia de Sus a reușit să obțină fonduri pentru eficientizarea energetică la două clădiri publice. Este vorba despre clădirea primăriei, unde lucrările sunt într-un stadiu destul de avansat, și la vechea clădire de la școala gimnazială numărul 1, unde va funcționa după încheierea lucrărilor o sală de sport. La primărie suntem destul de avansați, am terminat partea de asterială și țiglă, adică tablă, că este tablă tip țiglă, care s-a pus, a început cu vata bazaltică pe pereți, s-a înlocuit partea electrică, s-au montat panourile fotovoltaice, pentru că avem și aici un sistem fotovoltaic de 6 kW, ceea ce o să avem o diminuare a cheltuielilor cu energia electrică. Se lucrează în momentul de față, pentru că e perioada ploioasă astăzi, se lucrează în pod, avem și acolo, trebuie să pună un strat de circa 30 de centimetri de vată bazaltică, aici nu pot să spun, pentru izolare totală. La parter s-au înlocuit lămpile, au venit cu lămpi eficiente, deci cele care s-au băgat în proiect. Și cam asta este momentul de față. S-a făcut traseul cablajului pentru chiar și partea de priză de pământ de la stațiile, de la punctul fotovoltaic către punctul de racordare, deci că se va face un racord, va fi racord trifazic. Deci suntem destul de avansați, proiectul a fost plătit, cred că mâine vom încărca în sistemul mai mis pentru decontarea primei situații de lucrări. Avem o situație de lucrări de aproximativ 50-60%. Deci suntem într-un procent de 50-60%. Lucrarea toată latura se face pe Planul Național de Redresare, pe PNRR, da? Este pe Planul Național. Același lucru avem și la școala veche, unde avem o sală de sport. Suntem, mă rog, într-un procent nu chiar asemănător, un pic mai urmă, este și o lucrare mult mai mare, are o suprafață mare în comparație cu suprafața de la primărie. Este pe un procent de aproximativ 50% țigla pusă, asterială este 100%. Vata bazaltică pe pereți este pusă într-un procent de 40-50%, aproape toată fața este pusă, urmează partea laterală să execute. Cablajul acolo, la fel. Acolo se montează și acolo panouri fotovoltaice. Și acolo vor fi panouri fotovoltaice, deci să nu mă înșel, undeva circa 7 kW va fi acolo. Ce am omis la primărie? La primărie inclusiv tâmplăria am înlocuit-o, mai puțin cele două uși, toate tâmplele, toate ferestrele sunt înlocuite 100% cu tripan, cu ceva de ultimă generație. Pe raza localității se continuă lucrările de amenajare a șanțurilor și de asfaltare a mai multor drumuri de interes local.